Aș putea spune, dragi telespectatori Cromtel, așa cum weekendul acesta, miercurea trecută, sau mai bine spus miercurea trecută, sensei Luigi Coroamă a participat la un meci de handbal în sala municipală a localității Rădăuț după 30 de ani. Așa, după o perioadă foarte lungă de timp, un vis s-a transformat în realitate, iar cel care este promotor acestui eveniment, aș putea spune, este cel care a încercat să păstreze vie tradiția artelor marțiale rădăuțene, invitatul meu Daniel Ungureanu, sensei Daniel Ungureanu. A reușit să transforme acest vis în realitate. Bine ai revenit, sensei, și dacă vorbim despre vis transformat în realitate, am putea spune că mâine, și anume sâmbătă, 2 iunie, Rădăuțul este gazda cărui mare eveniment sportiv. O să avem un eveniment care este în premieră pentru Rădăuț și în premieră pentru județul Suceava. Am reușit să aducem în Rădăuț campionatul național de kickbox freestyle K1 și campionatul național de Muay Boran. Muay Boranul, pentru cine nu știe, este stilul tradițional tailandez. Luptă cu genunchii și cu coatele. Este un vis devenit realitate pentru că, cum ai spus, avem șansa și rădăuțenii, după foarte mult timp, să-l vedem la treabă, adică la luptă, pe maestru Coroamă. Luigi Coroamă, sensei Luigi Coroamă. A venit, el este stabilit în Elveția, acolo unde are și grupă în care pregătește sportiv la rândul lui, viitori campion, să spunem, și a venit la rugăminte, la solicitarea prietenului lui, da, știți cum, Daniel Ungureanu. Prietenii la nevoie se cunosc, așa că... Eu aș spune caracterele frumoase la nevoie se cunosc, că da. Știți și dumneavoastră și cu organizarea aceasta ați întâmpinat multe pe deci, dar până la urmă am reușit sau ați reușit să intrați în linie dreaptă și sperăm să fie un eveniment deosebit sâmbătă 2 iunie, sala municipală Rădăuț. Așteptăm rădăuțenii să ne susțină, adică prin prezență. Vreau să spun că intrarea este liberă, sunt bineveniți copiii și cei adulți să vină, să vadă despre ce e vorba, să vadă live un concurs de kickbox, să vadă că noi ce facem, facem sport, kickboxul este un sport, este un sport cu protecție, este un sport cu arbitri. Luptele se desfășoară după anumite reguli, reguli pentru copii, reguli pentru juniori mari, reguli pentru seniori. Totdeauna, Dani, când spui și îmi place cum spui și aseară chiar am stat și cu Luigi după acel meci de handbal cu Florin Cherniciuc, cu Bejenariu Corvin, am întâlnit și cu profesorul Ioan Botnar și spune aceleași cuvinte care le-ai și tu ca moto în sala în care pregătești, și anume sportul este un mod de viață. Așa spunea și el, zicea de mic sensei Costel Schipor i-a pregătit în acea disciplină sportivă. Ceea ce tu reușești și încerci cu sportivii de astăzi, poate este mai dificil față de cum ai fost tu ca elev, ca și inițiat în tainele artelor marțiale. Noi mergem pe acest moto și vreau să spun că în sportul pe care îl practic, noi avem o vorbă că sportul este făcut pentru oricine, dar nu oricine este făcut pentru sport. Adică în sportul ăsta chiar se vede caracterul și spiritul de sportiv, pentru că nu oricine reușește să urce acolo în pătrățelul magic, cum îi spun eu, da? Mulți spun că practică MMA, că practică kickbox, că practică bătăi de nu știu unde, de care, de lungi, de scurte. Totul se rezumă la intra în ring. Acolo poți să demonstrezi ce știi și sunt roadele lunilor sau anilor în care te-ai antrenat. Este foarte frumos cum spui, dar pentru a intra în ring, pentru a intra în acest ring de acest campionat național care este organizat la Rădăuț de către tine, de către voi, acest grup mic, au fost necesare anumite cheltuieli, anumite materiale, anumite părți logistice care acum 3-4 săptămâni, când am avut încă un alt invitat, membru din stafful tău, a spus că să cât de cât intrați în linie dreaptă. Acum, având în vedere că este vineri, iar mâine se desfășoară campionatul național, am putea spune că Rădăuțul este pregătit pentru acest eveniment major? Da, noi suntem pregătiți.
Nu știu dacă Rădăuțiu este pregătit, pentru că Rădăuțiu nu știu dacă știe ce înseamnă un asemenea eveniment. Te referi la oficialități, ca la să înțelegi? La oficialități, da. O să vină un număr de 24 și încă așteptăm să se completeze lista de cluburi din țară, pentru că este un campionat național, un număr de cluburi care însumate depășesc 200 și ceva de luptători care se vor perinda pe în sală pe timpul a, să zicem, ora 10, ora 19 seara. Și acest lucru nu se putea face fără susținerea unei federații. Da? Și aici vorbim despre Federația Română de Freestyle Kickboxing, reprezentată prin domnul președinte Dejanu Adrian, care vreau să spun a mers cu noi la loto, cum se spun, da? A încercat, a pariat pe voi, a pariat pe noi, a făcut o investiție, dar ca să fii sincer, a participat anterior și la acel seminar și omul a simțit totuși calitatea, a simțit, umană, că este potențial. Caracterul vostru, persoanelor din Bucovina, și a simțit că putem face ceva împreună. Doar împreună putem face ceva. Și vorbim de costuri și de chestiile care, normal, orice în ziua de azi se face plătește cu bani. Și aici vreau să spun că nu este obligat ca să iasă bani din ce facem. Noi facem acest lucru pentru copiii din sală, pentru copiii din țară, pentru că este un campionat național, pentru spectatori, pentru rădăuțeni, pentru că încă nu au văzut live un asemenea eveniment. Am ținut în mod deosebit să aduc acest sport în Rădăuți, pentru că la ora actuală, vreau să spun, și dacă ne uităm pe marele ecrane și la majoritatea televiziunilor de sport de specialitate, 2-3 ore pe zi sunt date doar pentru lupta de contact. Deci vreau să spun că la ora actuală sportul de contact a luat o amploare și sunt producții care se ocupă doar de acest sport. Deci este, la început era ceva un sport de nișă, avea și el câteva minute și ulterior a prins o anvergură foarte mare. Da, pentru că prin intermediul acestui sport se organizează gale care la rândul lor pun în mișcare un număr foarte mare de sponsori care cu ajutorul publicității, da, își dezvoltă afacerile și își fac publicitate. Sunt anumiți sportivi, sunt imaginile acelor firme și, bineînțeles, ei dincolo de partea în care intră în ring, în care ai anumite reguli și poate este o agresivitate specifică după regulile ulterior, când ies din ring, devin oameni normali, da, care respectă regulile societății în care trăim. Regulile sunt doar pentru un ring. De asta noi spunem luptă în ring, nu pe stradă. De asta noi ținem în mod deosebit ca cei care vor să întâlnească un adversar adevărat, adică un adversar pregătit, pentru că orice adversar care vine și luptă și te înfruntă, acel adversar poate să fie 100% că este minim egal cu tine, da? Dacă nu este mai bun ca tine. Da? Deci oricare copil sau senior care vine la o competiție, el se antrenează la rândul lui și atunci nu putem spune că cei care intră sunt supuși unor agresivități, pentru că noi, luptătorii de contact, suntem antrenați pentru așa ceva. Deci noi de asta mergem la sală, să ne antrenăm ca să ajungem acolo, să ajungem în acel pătrat magic și să arătăm de ce suntem în stare. Da? Nu ne batem pe stradă, nu demonstrăm că cât de puternici și cât de buni suntem. Noi vrem să luptăm și pentru asta am adus în oraș acest campionat național ca să demonstrăm lumii că noi nu suntem niște bătăuși, pentru că este o proastă o percepție greșită asupra luptătorilor și luptătorilor în general. Dacă o să ne uităm și în știri, da, tot se leagă interlop luptător de K1, nu știu ce luptător de K1. Nu este adevărat. Deci una este să antrenezi la sală
și una este să fii luptător. În momentul în care ești luptător, atunci te poți numi un luptător de kickbox sau un luptător care luptă pe reguli de K1. Este adevărat și foarte frumos cu această activitate, dar erai puțin sceptic la început, după care ușor, ușor ți-ai mai revenit, iar la final mă uit pe afișul pe care l-ai prezentat cu sprijinul primăriei municipiului Rădăuț. În afară de punerea la dispoziție a sălii în care se desfășoară, mai altă parte financiară, acum ca să spunem lucruri pe nume, că alții spun, domnule, am mai organizat și noi, n-am primit nici noi. Să înțeleagă. În afară de oamenii cu suflet, că în orice, orice se face cu oameni. Așa este. Și o nuntă și o mormântare tot cu oameni și un campionat național îl faci cu oameni care te sprijină. Deci în afară de oamenii care ei se știu prea bine și vreau să spun că spre surprinderea mea mai există? Mulți dintre ei nici nu vreau să se știe de ei. Și nu pentru că, ar face nu știu ce sau ar... Deci pur și simplu au spus eu te ajut, dar te ajut pentru că așa vreau eu. Nu pentru că vreau să-mi faci mie reclamă firmei. Sunt mulți care au promis și sunt puțini care s-au ținut de cuvânt. Dar cu toate astea, noi mergem înainte. Și dacă ne-am dat vorba și ne-am dat cuvântul și am spus că facem, o să facem. Și o să facem în așa fel încât o să se audă de noi. Adică o să audă de Rădăuți, o să audă de Asociația Sportivă Dragon Team, pentru că noi pe unde am fost și vreau să spun că eu practic de mult stilul ăsta și acum am făcut această asociație, dar noi am luptat sub alt nume, am reprezentat tot orașul și ne-am bătut, vreau să spun, în țară cu cei mai buni. Și știți de ce am primit campionatul național? Pe baza rezultatelor. Pentru că am fost buni, da. Și să știi bun lumea ca, că... Bun ca și sportiv, dar în același timp și bun ca și organizator, că una este să fii un bun sportiv și una este să organizezi. Un antrenor, tu de exemplu ai absolut tot timpul, ți este canalizat spre pregătirea sportivilor. Celălalt timp înseamnă că undeva cineva, soția, copila și au avut cam de suferit sau greșesc. Nu greșești, pentru că așa suntem noi. Noi, în primul rând, punem suflet. Înainte de toate... Punem suflet și asta se vede. Când pui suflet, cam iese totul. Aș vrea și eu să am un staff care să se ocupe de organizare. Eu să mă pot ocupa în special de sportivi. Mai am 2-3 sportivi care mai trebuie să lucreze. Mai au acolo 500-800 de grame care trebuie să le dăm jos. În categorie. Trebuie în seara asta să facem specific, să facem saune, să ne ducem acolo, pentru că mâine o să avem cântaro și atunci acolo este prima probă cu care un sportiv din lumea artelor marțiale trebuie să lupte. Deci noi luptăm în primul rând cu cântaro. După ce câștigăm această luptă, adică categoria, ne putem bate și cu adversarul. Cei care știu despre ce e vorba, luptătorii și așa mai departe, știu ce înseamnă să stai flămând. Spuneau și luptătorii de la lupte greco-romane care făceau slăbiri, viseau noaptea câte o cascadă, deci nici măcar apa se scoate foarte greu din organism și atunci oamenii pe fondul ăsta, iar antrenamentele sunt și mai intense față de ce ar fi fost acum 2, 3, 4 săptămâni înainte de perioada competițională de vârful de formă. Da, pentru că în ultimele zile recurgi la o tehnică mai neortodox, adică trebuie, nu mai ai ce să mai dai jos. Sunt copii. O supra-solicitare a organismului. De asta visează cascade, pentru că pur și simplu se privează de dreptul de a bea apă. Deci dacă mulți nu știu ce înseamnă chestia asta, vă rog frumos să vă imaginați că într-o zi un sportiv de performanță bea 2, 3 sau 4 guri de apă. Numai pentru hidratare, da, atât. Doar ca să-și umezească puțin gura și nu gâtul. Nu pentru să-și potolească setea, da, cu totul. Ce înseamnă un staff? Nu există un staff care se ocupe. Daniel Ungureanu, invitatul nostru de astăzi, este și antrenor și organizator și coorganizator, că mai este câte sunteți un grup mic cu care și voi umblați. Muncitor, pentru că astăzi am pus gardurile de protecție și pe această cale vreau să mulțumesc
primăriei care ne-a pus la dispoziție gardurile. Că deci de altfel, zona protejată, de zona așa protejată care a sportivilor față de spectatori și așa mai departe, pentru că de altfel trebuiam să le aducem prin intermediul jandarmeriei tocmai de la Suceava. Pe această cale vreau să mulțumesc primăriei pentru că ne-a pus la dispoziție aceste garduri. Dar pe partea tehnică, pe partea de antrenor, cu ce număr de sportivi, ce categorii, ce stil de luptă vor participa din echipa, cei care vor reprezenta municipiul Rădăuț, care suntem și organizatori, dar în același timp și participăm la această competiție, fără să mai vorbim după care și despre main eventul lui Gicoramă, care nu participă în competiție alături de un sportiv necunoscut, am înțeles. El este invitat special și are un meci vedetă, vreau să spun, adică are să... După câți ani participă? După ani de zile? Mulți. Nu vreau să greșesc. Așa și el discutam nu vreau să-mi fac maestru bătrân, da. Dar 20 de ani cel puțin. Foarte mult. Da, spunea el când vorbea de Traian, de Ucurohaza, Rădăuțiu, Florin Rădăcină. Sunt foarte puțini din cei bătrâni care l-au văzut luptând. Să nu mai spun despre cei tineri care nici nu știu cine este. Vreau să zic că da, o să fie un meci vedetă, un meci în care el are să lupte cu campionul României. Deci cu campionul României. Chiocușin, da. La categoria lui de greutate. Să nu spun vârstă, pentru că maestru Coroam are o vârstă. Și are o vârstă atât de importantă, încât dacă aș vrea să-mi doresc ceva, ar fi ca la vârsta lui să mă mișc și să fac ce face el. Am jucat ieri un meci de handbal, eram 3 contra 3 cu portarul, deși de partea cealaltă erau 3 băieți din reprezentativa Colegiul Doxu Murzache la handbal, o oră și 20 de minute. Am stat după aia, zice, domnule, încă sunt, încă e verde, după o oră și 20 de minute. Este un tip care se antrenează cu adevărat. Deci este un spirit, un samurai adevărat, care pe parcursul vieții, vreau să spun, mi-a insuflat acest spirit de luptător și am avut multe de învățat de la el. Iar de valoare, chiar anul trecut a participat la Cupa Mondială în Rusia, a ieșit în locul al treilea, iar celălalt este campionul național, deci merită rădăuțienii să vină numai pentru acest meci special, dar avem și categoriile mici, copilașii. Avem și după, poate nu știm, dar campionatul național merită să facem o prezentare pentru în campionatul național participă amatori, deci nu avem profesioniști, ce vedem noi la televizor pe Super Combat sau pe nu știu. Asta înseamnă circuite. Cu o protecție suplimentară la deci la toți copiii luptă cu protecție, adică noi luptăm pe 3 variante, o să luptăm pe kick, pe K1 light și pe K1 full. K1 full sunt doar juniorii mari, 16-18 ani, ceilalți 19-45 care vor lupta în ring, tot cu protecție, da? Dar pe reguli mai stricte, adică se permit mult mai multe combinații și loviturile sunt mai dure pentru că este full K1. Ce vedem noi la circuitele de luptă? Doar că se luptă cu protecții. Ce înseamnă protecții? Luptătorul este dotat cu tibiere, adică partea de tibie și partea de instep, adică laba piciorului. Protejată complet. Cochile pentru organele genitale. Da? Platoșă pentru piept. Cască, proteză, mănuși și pentru moaiboran avem cotiere, protecție pentru coate. Deci până la urmă protecția aproape totală efectiv protecția merge contează prin reflexul și mult prin execuția sportivilor, da, de moment. Noi în meciurile de amatori ne departajăm prin puncte. Da? Dacă ai spus de departajare de puncte, înseamnă că trebuie să fie specialiști acolo care să arbitreze până la urmă, care trebuie să... Cine sunt? Staful federației ne-a pus la dispoziție minimul, pentru că... De ce spun minim? Pentru că trebuie și noi să ne
încadrăm într-o sumă, deci minimul numărului de arbitri care sunt... Raportați la numărul de participanți? Da, pentru că noi o să luptăm concomitent la trei spații de luptă. Deci, cei care vin vor vedea în același timp... Dar dacă obosește, Dani, vine cineva, obosește, ce face? Unde se așează? Stau sau băcuțe sau în picioare, că vin la o activitate sportivă? Nu putem la pune la dispoziție, pentru că, din păcate, sala noastră nu este dotată cu tribune. Dar vom face în așa fel încât... Dar ar fi oportună construirea unei săli cu tribune în Rădăuți? Ar fi... mai mult decât binevenită, pentru că am putea să dăm drumul la niște competiții de care Rădăuțul duce lipsă. Referitor la echipa noastră, echipa clubului, Asociației Sportive Dragon Timp Bucovina. Care reprezintă municipiul Rădăuț. Da, este formată din 11 sportivi, juniori mici, juniori mari și seniori, care vor lupta la diferite categorii. Sportivii mei vor lupta doar la K1 Light și K1, cei peste 16 ani. Vreau să spun că dintre ei sunt mulți care sunt la prima participare. Și vreau să-i felicit pe această cale, pentru că în campionatul național intri într-un sistem piramidal. Adică nu știi cu cine te bați. Avem un program de înscriere, acel program alege automat. Alege automat în perecherile efective. În perecherile, și atunci tu ai șansa este de partea ta, adică ai șansa de a nimeri cu cel mai bun sau șansa posibilitatea să cazi cu campionul luptător național de anul trecut, sau pur și simplu ai posibilitatea să lupți cu unul de același nivel cu tine. De asta vreau să spun să veniți să susțineți acești copii, pentru că merită. Când? Deci, toată lumea este binevenită la sala municipală, sala de vis-a-vis, de grădina zoologică, că sunt mulți care nu știu ce înseamnă sala municipală. Toți suntem, care sală? Care sală polivalentă? Am încercat și eu pe afiș să scriu sală polivalentă. Mulți au spus, bă, ce polivalentă, mă, la noi există sală polivalentă. Bine, sala municipală, vis-a-vis de grădina de grădina zoologică, lângă Țărâncuța. Lângă stadion nu mai dăm acolo nume, ne vedem. Intrarea este gratis. Luați copiii de mână și veniți ora, să vedeți ceva frumos. Ora, ai spus ora... Noi o să începem cu ora 10. Până în ora 10 o să mai definitivăm cântarele, adică pentru cei care vin din țară. Ai spus 24-26 de cluburi ca și orientare așa geografică, București, Sud... Toată țara. Toată țara. Deci avem acoperită toată țara. Și mă bucur că pentru prima dată s-a făcut sau are să se facă la noi Rădăuți acest campionat național și este pentru prima dată când o federație acordă dreptul de a se face concurs open. Și acum să explicăm despre ce e vorba. Open înseamnă că pot veni de la orice cluburi, categorie, nu? Nu. Nu, open în categorie este altceva. Open pe federație înseamnă că pot veni cluburi afiliate la orice federație. Deci noi avem acum cluburi care nu sunt afiliate la nicio federație sau sunt afiliate la alte federații. Și aici aș vrea să îl salut pe prietenul meu, Paul Ghețău, care cu toate că este afiliat la altă federație, la Framac, da, a dat curs invitației mele și a demonstrat că în acest sport nu există dușmănie. Da? Noi suntem antrenori, antrenăm niște copii care la un moment dat trebuie testați. Testul suprem în sport este concursul și competiția. De asta. Și mai ales fiind și acasă, este cu totul altceva. Presiune, emoțiile. Corect. Să ai această oportunitate și să nu o folosești. Că de obicei, federația care organizează spune, domnule, ești afiliat? Da, dacă nu, nu te las să participi. Că știți cum este. Fiecare deci trage asta foc la ola lui. Dar pe de altă parte vreau să-i menționez și pe mulți care spun că practică acest sport
Dar se ascund în fața, în spatele faptului că sunt legitimați și acum, toată federația. Când au această ocazie, spun pas. Și doar atât vreau să spun. A tras concluziile de rigoare. Cluburi, participanți, foarte mulți, rădăuțenii noștri care vin, părinții vor fi alături de acest sportiv, pentru că și la sală vine sportivul, dar în același timp unii te lupți. Băi, în București, știi că am greu, nu pot să ajung. Spun acest lucru pentru că maestru Georgescu, fost antrenor de lupte greco-romane, a participat la un campionat național și el avea doi nepoței, pe Alex Comariță și pe cel mai mic. Și spune, domnule, ăla va ajunge. Și tot i-am promis că am să discut și spune, domnule, spune lui Dane cum merge, cum să-ți bate și are potențial. Deci trăiește, se implică un om care trăiește pentru sport. A fost în sistem. În sistem și cunoaște. Deci știe ce înseamnă ca un sportiv să fie susținut de familie. Asta este foarte important. Lucru care la noi nu prea nu se bagă în seamă. Adică părinții plătesc niște cursuri. Și noi mai interesează mai departe. Nu... Pentru că vrem să formăm și o cultură sportivă. Că până la urmă aceasta înseamnă o transformare, o altă mentalitate. Sportivii trebuie sprijiniți atât financiar cât și moral. În primul rând. Pentru că sunt copii care ar vrea ca părinților să știe sau să vadă de ce sunt în stare. Dar sunt mulți care sunt dezamăgiți pentru că de fiecare dată când au luptat sau și vreau să spun că sunt mulți dintre ei care au luptat pe cele mai mari podiumuri ale țării noastre, nu au avut la cine să se laude. Sau să spună că, auzi mama, eu am luptat acolo. Nu l-a văzut nimeni sau nu l-a ascultat nimeni. Și de asta vreau să vă spun, care știți că aveți colegi sau prieteni care luptă, vă rog frumos, sâmbătă, pe 2, să fim alături de ei, ca să demonstrăm că Rădăuțu este un oraș căruia îi place sportul și un oraș care merită să găzduiască o asemenea competiție de așa un nivel. Așa cum frumos ai spus, că Rădăuțu merită așa și această televiziune ca să funcționeze la randament maxim. Merită o pauză, dar de această dată de publicitate, după care revin alături de sensei Daniel Ungureanu. Am revenit în studio, vorbeam alături de Daniel Ungureanu, sensei Daniel Ungureanu, despre această premiere care va avea loc în data de 2 iunie în sala municipală, nu este sala polivă, sala municipală din Rădăuț, campionatul național de Mai Baran, iar în același timp mai este și o competiție de freestyle, dacă nu greșesc. Da, este campionatul național freestyle, pentru că federația în care noi activăm este Federația Română de Freestyle Kickboxing, da? K1, K1 Light, Kick, sunt doar niște secțiuni din această federație, da? Adică avem mai multe variante ale unui sport în care putem lupta. Ce înseamnă variante? Light pentru copii, mediu și full, care este K1. K1 este cea mai grea variantă de kickbox. Dar Luigi, deci, el a spus că este fără protecție, fără nimic. El deja se duce stilul, de aici. Stilul Kyokushin este un stil foarte dur. Deci gândiți-vă că sportivii nu sunt protejați, adică nu au voie să poarte protecție decât proteză, pentru că ei nu au voie să lovească cu brațele la cap, cu pumnii la cap, de la gât în jos, dar, spre deosebire de alte sporturi, au voie să lovească cu genunchii și cu picioarele în cap. Deci este unul dintre cele mai dure stiluri de karate. Pentru cei care vor să vadă doi bărbați adevărați, îi invităm pe data de 2 să fie alături de noi, să susțină pe maestru Coroamă în meciul lui, în felul lui de a veni și a da Rădăuțului o răsplată pentru anii în care a activat în acest oraș și mi-e greu să spun că dacă am avea oameni ca el alături, s-ar face mult mai multe pe linie de acest sport și așa mai departe. Daniel Ungureanu, în sală unde se va găsi? La colțul sportivilor, la organizare, la festivitatea de deschidere, la faptul că trebuie să socializeze, că e Bucovina în calitate de organizator? Unde? Având în vedere că sunt ambidextru, o să trebuiască în mare parte să le fac pe toate. Dar
am și oameni care sunt lângă mine, sunt cei patru colegi, cei patru membri ai asociației care o să ne împărțim așa cum putem pe sectoare ca să... Deci ai spus totul. Daniel Ungureanu? Avem președintele Cristiana Heliuc, Daniel Ungureanu, care este vicepreședinte, avem Emand Eugen și avem Vili Ungureanu. Faza este că am fi vrut să fim o echipă mai mare sau mai largă, în care să ne putem repartiza și să facem și mult să mai ușor. Fluidizare pentru fiecare. Dar asta este, nu este nicio problemă. Important este că am adus în oraș o asemenea competiție și pentru cei care mă cunosc, am să fiu undeva între sportivi, normal, că eu nu lăs sportivii mei, lăsăm organizarea să meargă de la sine, pentru că noi o să facem în așa fel încât să meargă ca pe roate și eu am să mă ocup tot de sportivii mei, pentru că nu vreau doar să participăm. Să fie o prezență așa, deci în mod de complezență. Deci am să vreau să câștigăm, adică vreau ca maxim 3-4 titluri din 11 să rămână aici în Rădăuț de campion național și vreau ca cei de pe podium să ridice medalele și cupele pentru Rădăuțeni. Deci nu numai strângeri de mână, vor fi și medale și cupe la atâta mai de categorii și de pentru înseamnă prima și aici dată. O investiție din punctul meu de vedere, așa care mai am organizat câteodată ceva și cam știu ce înseamnă numai la acest nivel. Mă gândesc că nu este o cupă de 3-4 cm, măcar 18 cm și asta înseamnă bani. La bază stă o logistică minimă. Adică noi știm că amatorii luptă pentru o cupă și o medalie. Să spunem în condiții speciale. Un premiu din partea organizatorilor, organizatorilor, oamenilor de suflet. Pe echipamente sportive, atunci ei sunt. Se oferă de data anumite. Asta nu avem. Nu avem premii suplimentare. Cei care o să câștige o să primească o medalie și o diplomă. Avem medalii frumoase, medalii personalizate. Contează aici. Medalii pe care scrie orașul Rădăuț. Deci asta este foarte Rădăuț. Important. Adică nu sunt medalii cumpărate de la da, deci de undeva unde, unde le cumpărăm lor să fie la număr. Este o sumă da. Suplimentară. Este o sumă foarte mare. Deci este o sumă care a trebuit să o adunăm greu. Ca să, dar gândiți-vă că satisfacția unui sportiv, deci el luptă pentru acel metal care imită aurul, argintul sau bronzul. Dar în premieră vreau să spun că vor primi și cupe. Și cupele nu vor fi din la astea confecționate la firmele care sunt la noi de plastic sau de metal. Deci noi am ținut ca să facem tradițional și am contactat pe cei de la marginea. Ceramica și vreau marginea. Să spun că în premieră pentru acest sport vom oferi sportivilor cupe făurite de maestri de la marginea. După cum știm, pe lângă valoarea materială este valoarea sentimentală. Ceramica neagră de marginea este unicată nu numai în zonă, deci și în Europa și atunci am vrut ca și ați văzut poate în sloganul nostru toți pentru Rădăuț, da? Pentru Bucovina. Împreună pentru Rădăuț. Vrem să facem în așa fel încât să spiritul bucovinean să plece, să se ducă mai departe, să transmită da. Ceea ce reprezintă lucrul acest. Pe lângă această cheltuială mare, ca să spunem lucruri pe nume, pentru că acei oameni care sunt pe acel afiș de-abia reușesc să completeze sumele necesare părții logistice, mai este și partea sanitară, este cei care oferă primul ajutor în anumite cazuri, care la fel sunt... Care sunt destul de costisitoși. Foarte importanți, pentru că fără ei nu se noi nu putem corect. Desfășura activitatea. Deci, și ei ca să vină, au venit pe bază de voluntariat sau pe bază de voluntariat financiar? Pe bază de bani. De bani. Deci gândiți-vă că... Deci de la început, de la 10 până preconizați orele 19. Nu am reușit să dispunem
de salvarea spitalului Rădăuț, da. Și atunci a trebuit să aducem echipaj special din Suceava, echipaj privat, care costă. Costă. Care costă. Să stea atâta timp după tine, și vreau să spun că într-o competiție de arte marțiale, în momentul în care se întâmplă ceva și îți pleacă echipajul de la sală, de la sala unde se desfășoară, se oprește competiția. Deci nu mai ai voie... Riscul zero. Deci nu mai ai voie să dai drumul la niciun meci. Pe această cale vreau să le mulțumesc celor care m-au susținut pe parcursul a 8 ani, 9 ani. Și de multe ori nu a știut nimeni că ei m-au ajutat. Și mai ales acum. Mai ales acum când am avut nevoie. Și au demonstrat că vor să vadă în Rădăuț rezultate și vor să vadă în Rădăuț un spectacol, un proiect de asemenea valoare. Și vreau să spun că în ziua de azi este greu ca cineva să te ajute, pentru că cu o vorbă, cu un sfat de merge, dar cu partea ducem financiară... Ducem lipsă de bani. Și mai ales sportul din Rădăuț duce lipsă de bani. Pentru că de asta, dacă stăm și ne gândim bine și numărăm pe degete, nu știu dacă avem 5 cluburi sportive în Rădăuț. Din ce cauză? Pentru că nu sunt susținute. Nu se înființează cluburi sportive în Rădăuț pentru că nu au un sprijin financiar. Și pe calea asta am să public... Chiar vreau să spun asta, am să public un oraș egal din țară, unde o să vă demonstrez că la numărul de locuitori care suntem noi, unul egal în altă zonă a orașului, o să vedeți câte 10 de cluburi sunt, și nu vreau să spun că doar cele patronate de primărie, deci cluburi private, pentru că da, și cluburile private trebuie să fie susținute de primărie, pentru că ele sunt afiliate Ministerului Sportului și al Învățământului. 350/2005, în care s-ar putea primi niște finanțări nerambursabile. Dacă îmi dai exemplu din zona, deci mai spun, dacă îmi dai exemplu din zona de vest, spre Ardeal, deja acolo este și o altă mentalitate. Oamenii vin, se afiliază la un club, ulterior la Ministerul Tineretului și Sportului. Dar pentru că pleacă de jos, sportul este sănătate. O altă de mentalitate, deci ceea ce discutam. Deci nu trebuie să faci sport pentru că te trimite doctorul. Corect. Sau că nu mai poți, ești anchilozat și nu te poți mișca. Haideți să o luăm de jos. Hai să trimitem copiii să facă sport. Vorbeam, l-am avut invitat pe Matei Claudiu Bălean, care a fost fotbalist, care este și la Cluj. Acum pe lângă echipa de handbal și spune acolo în Cluj și este ca atare cu acea sală în care peste 3.000-4.000 de oameni la un meci de Fed Cup. Spune, domne, trăiești la alt nivel, deși este cu totul altceva. Iar în weekend, când lumea aleargă în parcuri pe anumite zone specifice, nu este acea mentalitate în care se uit, măi, ce au apucat ăștia, au luat o razna. Încercăm ușor, ușor. Astăzi tu cu acest campionat național, care este premierul pe Rădăuț, altădată au fost alți competitori, alți organizatori, și ușor, ușor încercăm să schimbăm mentalitatea. Ai spus 3-4 medale, mai anticipat o întrebare, 3-4 medale de campion să urce pe podium. Bineînțeles, adică pe anumiți sportivi le dăm și numele sau nu creăm o presiune suplimentară pe... Nu vreau ca să... Da. Nu vreau să nominalizez pentru că nu aș vrea deci să... Deci șansa este de partea oricui, oricine ar putea să facă. Nu vreau să să nominalizez pe cineva, pentru că aș pune o presiune pe sportivi. Vreau doar să spun că ei sigur vor da tot ce pot și mai ales vor demonstra că se poate și vor demonstra prin medalile care le vor lua că e bine ce fac și sportul care e bine ce faceți împreună, pentru că sportivul cu antrenorul sunt un tot, un întreg, iar toată pregătirea sunt o echipă și fără o echipă n-ai nicio șansă, pentru că în spatele fiecărui sportiv să știți că de fapt stă o echipă foarte mare. Nu putem noi să avem echipa necesară. Și antrenorul știți, este cel care face absolut totul. Mai la noi se limitează cam la antrenor și antrenorul el dă totul. Deci antrenorul este în stare să,
să aducă bani de acasă, să se sacrifice pentru trofeu sau pe el, pentru binele la maxim. Dar această sacrificare între ghilimele, că dacă eu văd ca și pasiune așa cum faci și tu, ceea ce faci din pasiune nu mai contează celelalte lucruri, este recompensată, este apreciată de-a lungul timpului de către toți sportivii la intensitate și la implicare pe care ai dorit-o sau de-a lungul timpului au mai fost și cazuri și cazuri, ca și în viață, sunt oameni și oameni, cum ai spus. Nu putem să dăm o prognoză, adică sunt sportivi care fac de plăcere, sunt care încearcă și sunt care vor cu adevărat să devină campioni. Noi urmărim să imprimăm un mod de viață. Adică noi practicăm acest sport pentru toată lumea. Și atunci nu poți cere de la toată lumea să ajungă la un anumit nivel. Dar sunt din ei care s-au ridicat încât să se vorbească despre ei. Astăzi, când facem acum emisiune, era ședință cu părinții la clasa fiicei mele, Anastasia. Mai stau de obicei în bancă cu colega mea, este și colegul Eudoxiu Urmuzache, doamna, îi spune o glumă domnișoara Miriam Leon Postolache, și a spus de când practică sport și mai ales și Omir s-a transformat din toate punctele de vedere. Mai responsabil, mai serios, mult mai încrezător în sine, fiecare doamnele când fac să arate bine pentru bărbați, că așa sunt bărbații mai pretențioși. Care este cheia succesului, Dani? Succesul vine prin muncă. Circulă gluma în care se spune că un tip trebuie să meargă la o sală anumită de sport, să vadă despre ce e vorba, că el a plătit abonamentul pe un an, dar nu a slăbit deloc. Ok? Deci, simplu, totul se limitează la muncă. Pentru că dacă nu vii acolo în sală, să te miști, nu ai să ai niciun rezultat. Sunt ore, sunt zile care se adună și dau rezultate. Mai ales în sportul în care practicăm noi. Nu spun, pentru că cei din Redoți știu că eu de fapt sunt instructor de fitness, adică predau și clasă de fitness group. Am foarte multe. Tineri, femei, doamne, bărbați, toate absolut vârstele, toate vârstele. Și de asta vreau să sunt foarte bucuros pentru că în premieră am avut nepoată, bunică și mamă la sală, da? Și sunt foarte bucuros. Da, pentru că sportul trebuie să devină un mod de viață pentru noi, rădăuțenii, pentru noi, pentru oamenii în general. Pentru toată lumea în general. Știți cum? Trebuie să facem ceva pentru sănătatea noastră. Gândiți-vă că nu se limitează totul la a mânca, a bea și a avea bani. Sănătatea nu se poate cumpăra. Și mai ales o apreciez în momentul în care simți că o pierzi. Dacă vorbeam de Luigi Coramă, după ani de zile, în același timp mai erau perioadele când era cu Van Damme, fiecare imita, era Cornel Rusu, era Dinu, era Ișta, așa cum spunem noi. De această dată, că ai spus nepoți sau copii sau frați, ai pe cineva din această categorie, din această familie, da, pe care îi pregătești și cu rezultate bune? Da, l-avem pe Iroftei, pe Dinu, da, care se trage din această familie de Van Damme, da. Este pentru prima dată când luptă pe K1 full, până acum a luptat pe K1 light. I-am dat șansa să demonstreze de ce este în stare. Și sper să o facă cu brio. Foarte frumos, pentru că la fel ca și anul trecut, la Rădăuțu se mișcă, acolo a fost o mică demonstrație în care loviturile și modul cum amândoi lucrați, sportiv alături de antrenori și ceilalți oameni apreciază momentele respective. Acum, până la începe sâmbătă, să spunem, acest campionat național, care a fost punctul cel mai dificil în care sensei, invitatul meu, a spus, domnule, nu știu dacă am să mă mai apuc să mai termin sau să mai încerc să mai fac un campionat național?
Că sigur au fost și momente mai dificile și momente plăcute, să trecem și partea și reversul plăcut al medalei, momente plăcute în care să mergi la cineva să sprijini, uite, domnule, 100%, sigur că da, mizez pe tine, cunosc faptul cum te implici, ceea ce faci din suflet, din pasiune și sunt sigur că și de această dată vei reuși. Pentru tine și în special pentru Rădăuți, că până la urmă este un campionat național care este Rădăuțul, că nu-l face acasă la tine. Momentele grele sunt, sunt cele în care sunt cele care nu mai depind de tine. Adică, ca și antrenor, sunt momente în care trebuie să lupte cineva pentru tine. Adică, pregătești acei sportivi și atunci tu nu ești decât o umbră care multă lume o știe sau nu o știe, sau multă lume o vede sau nu o vede, multă lume o apreciază sau nu o apreciază. Ești o umbră care tu vrei, dar nu mai depinde de tine. Depinde doar de el, de sportiv, de omul care, pe care tu l-ai antrenat, omul care, care de fapt arată valoarea ta. Pentru că toată lumea poate, știu, toată lumea poate, dar doar rezultatele vorbesc. Adică valoarea unui antrenor constă în rezultate. Și eu am avut rezultate la viața mea, dar eu mă bucur când aud că Rădăuțiul este încununat de rezultate și din alte sporturi și din atletism și din... Deci, credeți-mă, asta denotă că încă Rădăuțul posedă niște tineri care vor să facă performanță Rădăuți. Și sper până la urmă că acest lucru, că eu citesc prin rândul ceea ce spui tu și la toate celelalte discipline, că acest sportiv să poată să funcționeze, să concureze pentru cluburile, sub culorile clubului sportiv municipal și să aibă asigurată toată finanțarea necesară pentru mare performanță. Că, da, asta, urmă, ar fi, asta este durerea asta ar cea fi mai mare a tuturor. Greu, care... Și nu e un moment care... greu, că până la urmă, dacă îl vezi sportivii ca niște ambasadori ai Bucovinei, ai Rădăuțului, ai vede altfel. Și că nu investești în sănătate ulterior, investești în acești tineri. Da, e chestia că tu poți să gândești și să faci un proiect până la un moment dat, cât depinde de tine. În momentul în care te dai de momentul greu de care vorbeai, adică de bani, sunt momente în care îți vine în cap, să zicem, să fugi, să lași baltă ce ai de făcut, să... dar având în vedere că sunt atâtea ore și atâtea zile și ani în care de pregătire, te-ai implicat și anulează totul, ne facem în așa fel încât să ne dăm peste cap, ne facem greuceanul și trebuie să ducem la bun sfârșit visul nostru. Că de fapt orice sportiv care tinde spre performanță are un vis și acest vis este de a ajunge campion. Nu contează ce fel, da? Adică de a urca acolo pe treptele alea. Să simți că n-ai muncit degeaba. Mulți vor treapta cea mai înaltă. Da, pentru că aia este supremă. Acolo un sportiv se simte apreciat doar pentru faptul că îi se pune acea bucățică de metal la gât. Da? Este o recompensă a orelor și a anilor de muncă. Sunt momente în care acel sportiv simte cu adevărat că este sportiv, răsplătit. Acel lian, până la urmă, sportiv-antrenor, că este un cumul și este un factor comun. Dar eu sunt, chiar dacă acum sunt și consilier local și în alte implicații, nu reușesc. Încă nu a reușit și recunosc lucrul acesta. Dar sper că în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat, valorile Rădăuține să fie recompensate, iar toți sportivii adevărați și din toate domeniile și din toate domeniile de activitate și din toate ramurile, nu neapărat numai sportivi, să poată fi ținuți acasă și recompensați și sprijiniți în pregătire financiar de către autoritățile locale. Iar ca să terminăm într-un mod pozitiv, momentele cele mai frumoase cu care
te-ai întâlnit sau care în această pregătire te-au marcat într-un fel sau altul sau v-a marcat pe voi prin cei patru din stafful respectiv. Dacă au existat, că poate până la momentul... Momente plăcute sunt, pentru că făcând din pasiune, în momentul în care reușești să faci ceva, ești mai mult decât satisfăcut. Una dintre împlinirile mele cel mai mare este că am adus în oraș acest concurs. Adică nu vreau să par cumva, poate multă lume să spune, a, bine, dacă nu erai tu, poate era altcineva. M-am zbătut foarte mult ca să aducem în Rădăuț o competiție de acest gen. Și vreau să spun că am încercat în toate modurile posibile. După cum știți încă, acum câțiva ani în urmă, am reușit să aducem în oraș o gală, adică pe prietenul meu Atodirese, și să facem o gală de alt nivel, o gală pro. Dar acolo este altceva. Acum, sâmbătă, va fi altceva. Sâmbătă vom vedea la lucru niște copii. Perspectiva, viitorul, să spunem. Niște copii care sunt dornici de afirmare și de arăta orașului de ce sunt în stare. Pregătirea lor ca să ajungă până aici la acest campionat național a fost totuși una de perspectivă, de durată, mă refer. Deci nu au cel puțin câteva luni, poate ani de pregătire. Da, avem pregătirea deja de o lună în care ei au avut un antrenament special față de ceilalți colegi, pentru că noi suntem mult mai mulți, dar nu putem participa toți. Antrenamente specifice, antrenamentele care se bazează pe viteză, forță, coordonare și așa mai departe. Antrenamente de acumulare, antrenamente în care ei au strâns din dinți, să nu mai spunem că mulți dintre ei au intrat deja de 2 săptămâni în slăbire. Mergem înainte. Sperăm, cu Doamne ajută, să facem o fază frumoasă și să reușim să menținem la clubul nostru cât mai multe titluri de campion național. Cu aceste cuvinte și cu ideea că televiziunea Cromtel este întotdeauna de fenomenul sportiv, fie el din Rădăuț, fie din zona Bucovinei, vă așteptăm așadar sâmbătă, începând cu orele 10, 2 iunie, la sala municipală Rădăuț, pentru a participa la acest campionat național, în care invitatul meu special de astăzi, Daniel Ungureanu, este promotorul acestui eveniment, iar Radu Munteanu vă transmite Descoperiți-vă spiritul sportiv!